Liberalii șochează din nou și dovedesc în fiecare zi că promovarea meritocrației și a profesionalismului au fost doar lozinci folosite în campanie electorală. Un nou caz șochează România. O tânără fără pregătire profesională, o fost mis Cluj actuală proprietară a unei firme de hostes, a fost mandatată ca reprezentant al Consiliului Județean Cluj în Consiliul de Administrare al unui spital public din orașul Cluj-Napoca. Politizarea instituțiilor statului a atins cote de neimaginat în actuala guvernare a coaliției PNL-USR-UDMR. Foste miss, chelnerițe și patron de pompe funebre au ajuns să conducă instituțiile importante din Țara noastră. În actualul context social România are nevoie mai mult ca niciodată de profesioniști, de oameni capabili să scoată țara din criza medicală și economică în care se află întreaga omenire. Dar actualii guvernanți își bat joc de români, numind în funcții cheie oameni fără experiență, căror singură aptitudine este carnetul de membru de partid.